Neatenția produce nenorociri. Un copil de un an și jumătate a ajuns în această dimineață în stare gravă, în atenția medicilor pășcăneni. Fetița a fost opărită din greșeală cu cafea pe brațe și piept. Clipe de groază pentru un copilaș din Pașcani. Din greșeală, micuța a dat peste o ceașcă de cafea și s-a opărit pe 10% din suprafața corpului. Părinții au sunat de urgență pentru a cere ajutor, iar o ambulanță a adus-o pe fetiță la Spitalul Municipal din Pașcani. S-a prezentat în covatinetul de primiri urgențe, o adusă de părinți cu ambulanța, o fetiță de 1 și 6 luni din Pașcani, cu arsură de gradul 1-2, pe aproximativ 10% în suprafața corpului, pe brațe bilateral, pe torac în treimea superioară și pe regiunea cervicală. A fost reechilibrată și transferată la UPU Sfânta Maria. Potrivit specialiștilor, micuța are șanse să se vindece complet și să nu rămână cu cicatrici.